România rămâne principala piață de desfacere pentru produsele și mărfurile din regiunea transnistreană. Tiraspolul anunță o creștere cu peste 50% a comerțului extern. Potrivit datelor oferite de șeful departamentului Vamal al zonei secesioniste, importurile au crescut cu peste 44%, iar exporturile cu 72%. Ponderea exporturilor din regiunea transnistreană spre țările Uniunii Europene este de 36%, scrie ipn.md cu referire la presa locală. Principalul partener rămâne România, urmată de Polonia, Germania și Italia. Mult mai modest este exportul în Federația Rusă. Acesta este de doar 11% din totalul mărfurilor exportate din zona transnistrană. În schimb, Federația Rusă deține poziția de lider la capitolul produselor importate din statele Uniunii Vamale Euroasiatice.